și vă reamintesc că mai aveți 4 zile în care cei care nu locuiți într-o localitate în care să aveți secție de vot românească, trebuie să vă luați obligatoriu tesera electorală. Tesera electorală se dă doar în baza rezidenței, dar foarte mulți dintre dumneavoastră care... aveți teseră. Ori e foarte bine, e foarte important să luați această teseră, fiindcă tesera vă dă foarte multe drepturi, vă dă o putere mai mare în Italia. Ați văzut că în Italia ba sunt alegeri în regiune, în Sardinia, ba vor fi alegeri la Firenze, pentru primărie din nou, sunt tot timpul alegeri. Pentru a participa la aceste alegeri, dacă tot aveți rezidență și știu că sunteți peste 1 milion care aveți rezidență în Italia, e bine să vă luați tesera. Vă reamintesc că tesera ori vă vine prin poștă, poate chiar ați primit scrisori în aceste zile, scrisori la care trebuie să răspundeți, pe un mic formular pe care să-l completați. Deci ori primăria vă trimite o scrisoare acasă, ori dumneavoastră trebuie să accesați internetul și să tastați oficiul electorale din localitatea în care locuiți, acolo să intrați pe o pagină, pe un site, să vă completați numele și să așteptați cu minți acasă venirea teserei într-un plic, ori să mergeți personal la sediul primăriei din localitate, la sediul oficiului electoral din localitate, să completați câteva rânduri și acolo cu nume, prenume, cu seria de pe buletinul de rezident, de pe cartea de identitate de rezident și apoi să primiți tesera pe loc sau tesera acasă. Toate aceste înscrieri pentru tesera se pot face până în 24 februarie inclusiv, adică până luni care vine, da? Astăzi suntem marți, mâine e miercuri, mai aveți la dispoziție miercuri, joi, vineri și ziua de luni. 4 zile lucrătoare mai aveți la dispoziție. Apoi, de luni încolo, din 24, trebuie să stați cu mintea acasă, la niște domni ce sunteți sau doamne, așteptați să vă vină tesera în plic acasă. Tesera poate să vă vină în plic până pe 24 mai inclusiv, astfel încât pe 25 mai să vă duceți să votați cu ea. În cazul în care, prin absurd, tesera nu vine, că italienii sunt și ei oameni, mai greșesc, mai fac erori, în ziua votului, pe 25 mai, când veți merge într-o secție italiană, veți arăta buletinul de rezidență, veți arăta dovada că ați completat pentru tesera și ei vă vor da tesera undeva la intrare în secția electorală italiană. Vă reamintesc că tot ceea ce vă spun nu este valabil pentru românii care trăiesc în localitățile următoare. În Roma, fiindcă au secție de vot românescă în Roma, în Acilia, există secție de vot românească, în Albano, de asemenea nu trebuie să vă luați tesera, în Guidonia, dacă stați, sunteți niște boieri și nu vă trebuie tesera, în Ladispoli, de asemenea, nu aveți probleme, în Marcelina nu vă trebuie tesera, în Monte Rotondo nu vă trebuie, în Ostia, pe Marul Mării, nu vă trebuie, la Tivoli, iar nu aveți ce face cu tesera, la Viterbo nu vă e necesară tesera, la Perugia nu vă trebuie tesera, la Terni nu vă trebuie tesera, la Pescara nu vă trebuie tesera, la Reggio Calabria nu aveți ce face cu tesera, la Cosenza iar nu e bună tesera, la Cagliari în Sardinia nu e bună tesera, la Olbia nu e bună, la Napoli nu e bună, la Bari nu vă trebuie, în Catania nu vă trebuie, în Canicati nu vă trebuie, la Udine nu vă trebuie, la Pordenone nu vă trebuie, în Caltaniseta nu aveți ce face cu tesera, în Palermo iar nu vă trebuie, în Ancona nu vă trebuie tesera, în Milano nu vă trebuie, la Bergamo iar nu vă trebuie, în Brescia nu vă trebuie, la Como nu vă trebuie, în Lecco nu vă trebuie, în Lodi nu vă trebuie, în Monza nu vă trebuie, în Vareze nu aveți ce face cu ea, în Bologna nu vă trebuie tesera, în Torino nu vă trebuie, în Alessandria nu vă trebuie tesera, la Cuneo nu vă trebuie, la Ivrea nu vă trebuie, la Genova nu vă trebuie, la Padova nu vă trebuie, în Treviso nu vă trebuie, la Veneția nu vă trebuie, în Verona nu vă trebuie, la Arezzo nu vă trebuie, la Firenze nu vă trebuie, la Grosseto nu vă trebuie, la Trento nu vă trebuie și la Trieste nu vă trebuie. Dar, repet, astea sunt doar 56 de localități. În Italia sunt 10.000 de localități aproximativ. Pentru a vota în restul de 9.950 de localități italiene, în cazul în care n-aveți putere să vă deplasați în astea 50 de localități în ziua votului, deci pentru a vota în celelalte 9.900 de localități, vă trebuie tesera. Cu alte cuvinte, la 1% dintre dumneavoastră care mă vedeți acum, nu vă trebuie tesera, dar la 99% dintre dumneavoastră vă trebuie tesera. Dintre dumneavoastră, cei 1 milion și ceva de persoane care mă priviți, 50, 60, 70 de mii sunteți așteptați în secție de vot românești. Dar restul de 1 milion de persoane nu o să puteți ajunge în secție de vot românești. Asta vă spun din experiențele anterioare. Și atunci, de-aia vă invit și vă rog și vă oblig și vă somez să vă luați tesera electorală ceilalți 1 milion. Fiindcă aș vrea să votați toți românii din Italia să voteze cumva.
50-60 de mii dintre dumneavoastră să votați în cele 56 de secții românești, când vedeți un steag românesc la intrare, acolo mă puteți vota pe mine, primul pe lista pe PDD. Însă în celelalte 10.000 de localități italiene, unde veți merge ceilalți 1 milion de români, și acolo veți găsi 5 nume de români de-ai noștri, de prieteni de-ai noștri, de-ai dumneavoastră, pe care de asemenea să vă rog să vă invit să-i votați. Alți 5, da? În lista românească sunt 32 de persoane de români, iar în lista pe care o să găsiți, în lista italiană, să zicem între ghilimele, în secțiile italiene, veți găsi de asemenea 5 nume de români de-ai noștri foarte, foarte buni, câte unul dintre ei în fiecare regiune a Italiei. Trebuie să știți că Italia va fi împărțită în 5 regiuni, conform legii italiene. O regiune înseamnă Sicilia și Sardinia, o regiune înseamnă de la Napoli până în sud, până la tocul Cizmei, o regiune înseamnă Roma și cu împrejurimile Lazio, încă două regiuni înseamnă Nord-Vest una și Nord-Est alta, adică o regiune înseamnă Veneția, Trieste, Cezenatico și alte localități, o altă regiune înseamnă Torino, Milano și așa mai departe. Deci în 5 localități, în fiecare dintre ele veți găsi un nume de-al unui prieten de-al meu, de-al unui cunoscut de-al meu, de-al dumneavoastră, și am să vă rog de asemenea să-l votați. Să nu risipim niciun vot românesc, astfel încât toți cei 1 milion de români din Italia să voteze într-un fel sau altul, să voteze cu cine vor ei, dar să iasă la vot este foarte important.